Să anunță noi reguli pentru restaurante, ingredientele, cantitatea lor și valorile nutriționale. Trebuie să apară obligatoriu în meniu din 1 martie, după cum au anunțat reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Astfel, alături de numele produsului, fast food-urile și cantinele trebuie să menționeze în meniuri și numărul de euri, acizi și zaharuri pe care le conțin produsele, mai ales că în ultima vreme un segment tot mai mare din populație manifestă intoleranță alimentară. Începând de la 15 martie, meniurile cantinelor, restaurantelor și fast food-urilor trebuie să conțină toate ingredientele folosite pentru prepararea mâncărurilor, cantitatea acestora, dar și valorile nutriționale, au anunțat reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Trebuie să luăm în calcul că mulți operatori economici servesc astăzi produse similare ca aspect și ca gust produselor cu care suntem familiarizați, în sensul utilizării cremelor vegetale pe bază de ulei de palmier în locul smântânii sau unor produse similare cu brânză feta, ca aspect și ca textură, în condițiile în care și acestea sunt făcute cu puțin zer și foarte multă grăsime de palmier, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC. Drept urmare, din luna martie, restaurantele vor fi obligate să îndeplinească următoarele condiții: să ofere informații despre tipul și cantitatea ingredientelor care depășesc 20 de grame în produsul finit, să ofere informații privind declarația nutrițională și a aditivilor utilizați, astfel încât acestea să fie disponibile și accesibile direct la locul de desfacere sau să fie disponibile consumatorului înainte de finalizarea comenzii. Declarația nutrițională trebuie să afișeze valoarea energetică și cantitățile de grăsimi, de acizi grași saturați, de zaharuri și de sare. Bucătarii severineni spun că este o decizie bună, mai ales că mulți clienți cu intoleranțe alimentare își doresc să știe ce mănâncă. Cum vedeți această modificare? Mi se pare normal și sunt de acord cu această modificare, pentru că oamenii trebuie să știe ce consumă și să nu fie niciun fel de problemă. De-a lungul timpului, clienții dumneavoastră v-au întrebat ceea ce mănâncă? Da, ne-au întrebat și de aceea sunt de acord cu schimbarea. În cazul în care restaurantele, cantinele și fast food-urile nu se vor conforma regulilor, vor suferi sancțiuni de ordinul sutelor de mii de lei.